Simon, în primul rând, cum te simți? Sunt ok, nu am nicio problemă gravă la picior, a fost din cauza oboselii și un pic contractat. Motivată acum pentru Roland Garros, ceea ce va urma, ai câștigat anul? Săptămânal sunt motivată, sunt un pic obosită, dar am timp să mă recuperez și abia aștept să merg la Paris. Da. De bun augur aceste zile libere? Da, sunt foarte bune și chiar mă bucur că pot să le petrec acasă. Întotdeauna vin acasă să-mi reîncarc bateriile și de data aceasta sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun. Cum anticipezi turneul de la Roland Garros din acest an? Nu pot anticipa nimic, niciodată nu anticipez, pentru că nu se știe. Fiecare meci este diferit, fiecare zi e diferită, așa că voi merge cu încredere și să vedem ce va fi. Așteptările sunt totuși mari. Din partea cui? Din partea tuturor. Din partea mea sunt așteptări normale. O să încerc să gestionez cât se poate de bine și să fac un rezultat bun, pentru că îmi doresc și eu, așa cum își dorește toată lumea. Ai spus mereu că Zgura e suprafața ta preferată și aceasta e perioada ta preferată din calendar. Crezi că ești favorită la Roland Garros? Nu am spus că sunt favorită niciodată și nici nu aș vrea să schimb acest lucru, pentru că toate jucătoarele joacă un tenis foarte bun și nivelul de top 10 este foarte ridicat. Toată lumea poate câștiga un turneu, așa cum a fost și anul acesta. Sunt bine, mă simt bine și am jucat bine la Madrid. Acum vom vedea.